Salut și bine v-am găsit pe canalul FVE Blog. În acest clip voi continua al doilea episod al seriei de circuite basculante. După cum am spus în primul episod, circuitele basculante sunt de 3 tipuri: astabile, bistabile și monostabile. În episodul anterior am vorbit puțin și făcut un montaj cu circuitul basculant astabil. Am pus și link în descriere către acel clip. Astăzi voi face un montaj cu circuitul basculant bistabil. Dar înainte de asta, să vă spun câteva cuvinte despre acest tip. Circuitele basculante bistabile sunt circuite basculante cu două stări stabile, unde trecerea dintr-o stare în alta se face prin aplicarea unui impuls de comandă din exterior. Montajul va fi făcut pe acest PCB. Componentele, din câte se vede, sunt cele din partea stângă. Iar acum vom trece la realizarea traseelor pe acest PCB. Am trasat cu markerul zonele pe care doresc să le elimin din cupru, cu dremelul. Am eliminat zonele din cupru nedorite, iar acum să lipim componentele. Vom începe cu întrerupătoarele fără reținere, unul aici, însă prima dată să postorim nițel zona asta. Iar acum putem lipi și celelalte terminale. Să lipim tranzistoarele bipolare, unul aici. Celălalt tranzistor în zona asta. Urmează lipirea rezistoarelor, cele de 470 de kΩ. Să lipim și rezistoarele celelalte de 1 kΩ, unul aici. Iar celălalt aici. Urmează LED-urile, unul aici. Și celălalt în zona asta. În sfârșit, componentele au fost lipite, iar acum urmează partea cea mai frumoasă din clip, testarea montajului. Minus vom aplica pe partea de jos, minus, aici. Și plus pe partea de sus. Oare va funcționa sau nu? Să vedem într-o secundă. Da, pare să funcționeze. Dar de câte v-am spus, trecerea dintr-o stare în alta se face prin aplicarea unui impuls de comandă din exterior. Adică prin aceste două întrerupătoare fără reținere. Un impuls de comandă spre bază. În cazul celui care conduce, după cum se vede, aplicăm un impuls minus, astfel încât să comute pe celălalt. Da, a comutat. Da, știu că luminează pe partea cealaltă, dar nu am ce să fac, că acele tranzistoare au amplificare destul de mare, au HF mare în comparație cu cum erau înainte, cele mai vechi. Ok, aplicăm un impuls în baza celuilalt tranzistor care conduce și comută pe celălalt.
Din nou aplicăm un impuls pe baza celui de aici și conduce celălalt. Da? Cam asta este montajul. Un circuit basculant bistabil. Mare atenție să nu încurcați cu circuitul basculant astabil. Pentru asta am clip separat. Dacă doriți să-l vedeți, aveți link în descriere. Dacă doriți să vedeți și clipul didactic cu circuitul basculant monostabil, puteți lăsa un comentariu în secțiunea de mai jos. Cam aici să termin acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați, vă rog, de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!